Veșnic aleluia Domnului, Domnului Dumnezeului nostru, Domnului nostru Iisus Hristos și Duhului Sfânt în veci de veci. Amin. Scutură țărâna de pe tine, spunea odinioară Isaia. Scoală-te, șez în capul oaselor în dimineața aceasta, iubită biserică în Domnul. Pune-ți haina de sărbătoare, haina aceea țesută în taină, haina aceea albă de in, faptele frumoase. Pune-ți podoaba în dimineața aceasta. Sfințenia este podoaba casei Domnului. Pune-ți podoaba și împreună, haideți cu bucurie să izbucnim în cântări de veselie. Haideți împreună să înălțăm pe Domnul Mântuitorul și să stăm în prezența Lui, împletind în această dimineață bucuria și trăind bucuria învierii Domnului nostru Iisus Hristos, nădejdea noastră veșnică. Să trăim și să aducem, rămânând într-un duh de rugăciune, așa cum și în dimineața am fost chemați și îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu, să urcăm treaptă cu treaptă și în prezența lui Dumnezeu, să stăm cu bucurie, să aducem cântarea noastră, să aducem ceea ce e mai scump, mai plăcut, mai frumos din lăuntru nostru, ca închinare și ca dar pe altarul lui Dumnezeu. Să împletim și împletim bucuria aceasta cu lacrimi și durere, pentru că pentru noi s-a plătit un preț așa de mare. Am fost pătruns în dimineața aceasta de cântările care au fost aduse pe altarul lui Dumnezeu și vă îndemn în continuare să stăm în duh de rugăciune și să rugăm pe Domnul să dăruiască și să întindă El masă bogată, să pune El acele bucate grase și miezoase ca sufletul nostru să se întărească în credință, să nu mai fim plutiți încoace și încolo de orice vânt de învățătură, prin viclănia oamenilor în mijloacele lor de amăgire, ci credincioși adevărului să creștem și să rămânem statornici la îndemâna Domnului pentru orice lucrare bună. Da, în dimineața aceasta împletim bucuria aceasta cu lacrimi și durere. Purtăm în noi suferințele Domnului nostru Iisus Hristos. Purtăm în trupul acesta omorârea Domnului nostru Iisus Hristos. Purtăm în noi și cuvintele noastre sunt sărăcăcioase, dar eu cred că fiecare copil al lui Dumnezeu în această dimineață își înalță cu nădejde privirile spre El prin Duhul și așteaptă răscumpărarea, binecuvântat să fie numele Său. Spune aici poetul poeziei, un păcat, doar unul, a dus întreaga rasă umană în ruină. Dumnezeu în sine însuși a întocmit un plan de salvare și taina aceasta a fost ascunsă și l-a numit eu în mine însuși secretul lui Dumnezeu, care la vremea potrivită a fost făcut de cunoscut. Și oamenii lui Dumnezeu din vechime au spus lucrul acesta. Unii chiar au făcut din lucrul acesta ținta cercetării lor stăruitoare și au vrut să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul care era în ei, care vestea mai dinainte patimile Domnului nostru Iisus Hristos și slava de care avea să fie urmată. Dar cine? Cine de pe vremea lor a crezut lucrul acesta? Cine a crezut atunci când Domnul Dumnezeu a zis chiar de pe primele pagini a Scripturii că El va zdrobi sămânța aceasta, femeii, va zdrobi capul șarpelui? Cine a crezut ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Spune cuvântul lui Dumnezeu prin Moise, Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un popor, un proroc ca mine, de el să ascultați. Și cartea Deuteronom spune despre lucrul acesta. Aș vrea să reduc la esență tot ceea ce mi-a pus Duhul Domnului să împărtășesc în dimineața aceasta. Și cuvântul Domnului are un cuvânt de mângâiere pentru fiecare dintre noi.
căci Domnul mânghe pe poporul său și în dimineața aceasta aș vrea să vă reamintesc faptul că Domnul răscumpără Ierusalimul. Slăvit să fie Domnul! În această dimineață privim firul roșu care trece prin toate cărțile vechi testamentale și toate vorbesc despre el și binecuvântarea pe care avem în Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Și cuvântul Domnului în Isaia continuă și vorbește aici în capitolul 52 în felul următor. Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. Și după cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de-a fiilor oamenilor, tot așa pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie. Înaintea lui împărații vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. Da, el a crescut înaintea lui ca o drastră slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat, n-avea frumusețe, n-avea sărucire, nimic care să ne atragă privirile și înfățișarea lui, nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de desprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pediapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Căpetenia desăvârșirii noastre a fost zdrobită prin suferință, așa că să-i Domnul cu cale. Să nu vă pierdeți inima când sunteți mustrați de El. Primește pe orice fiu și în urmă dăruiește binecuvântarea, nădejdea vieții viitoare. În această dimineață stăm la cina Domnului și spunea fratele că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Apostolul Pavel n-a luat-o înainte, chiar dacă a avut acea revelație și întâlnire deosebită cu Domnul nostru Iisus Hristos. Chiar dacă în Arabul, în pustiul Arabiei primește Evanghelia acolo, se duce la cei care mai dinainte erau apostoli și confruntă Evanghelie. Ceea ce provăduiesc eu este așa cum provăduiți și voi? În Iisus este mântuirea și eliberarea, slăvit să fie Domnul, că nu ni s-a dat sub cerul un alt nume prin care să fim mântuiți, decât prin Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El Dumnezeu va judeca lumea cu dreptate, căci Dumnezeu nostru este Sfânt, slăvit să fie numele Său. Și dimineața aceasta ne spunea cuvântul lui Dumnezeu, căci am primit de la Domnul ce am învățat, nu de la oameni. Evanghelia care vă vestesc nu este de obârșie omenească prin revelație divină. Că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume, că Domnul Iisus Hristos în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și spunea Domnul Iisus Hristos să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Pomenim. Vesti moartea Domnului până va veni El. Găsim în lucrarea aceasta așezată de Domnul Hristos în biserica sa însemnătatea acestei lucrări deosebite. Și aș vrea să citesc din Ioan, să vedeți ce spune Domnul Iisus Hristos cu privirea la lucrurile. Voi fi foarte scurt, având în vedere că vom sta și la masa Domnului.
Eu sunt pâinea fiecare s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o dau este trupul meu și care îl voi da pentru viața lumii. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică. Aceasta este însemnătatea de neclintit, înțelegerea de plină lucrării Domnului nostru Iisus Hristos. Și eu, spunea Domnul Iisus Hristos, îl voi învia în ziua de apoi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură, spunea Domnul nostru Iisus Hristos. Însemnătatea sângelui Domnului Iisus are o valoare inestimabilă și Petru spune, aduceți-vă aminte, nu cu lucruri preiritoare, cu aur, cu argint, cu pietre scumpe, nu. Acestea sunt nimic față de valoarea inestimabilă a sângelui Domnului Iisus Hristos, ci cu prețul sângelui Domnului nostru Iisus Hristos am fost salvați. Și în Evrei, în capitolul 9, versetul 14, vă rog să afișați și cuvântul Domnului spune că valoarea sângelui Domnului Iisus Hristos este inestimabilă. Cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă, fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu, slăvit să fie Domnul. Suntem la masa Domnului, împletim bucuria cu amărăciunea și durerea aceasta cu lacrimi, mulțumim lui Dumnezeu pentru izbăvirea și binecuvântarea ne-a dat-o acum, în această dimineață, frângând pâinea, apropiindu-ne de trupul său, apropiindu-ne de rodul viței, sângelui său, nu face nimic altceva decât pomenim și vestim moartea Domnului Iisus Hristos până va veni El. Dar să o facem cu băgare de seamă, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și în urma cercetării să vadă că lucrurile nu sunt chiar așa bune, vom părăsi locul acesta. Nu așa spune cuvântul Domnului. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și așa. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. În urma cercetării personale, de această dată nu trebuie să cercetez într-un mod altfel, poate de cum am făcut-o. Nu am dreptul acest. Să judec pe fratele, să judec pe sora. Astăzi, judecata trebuie să ne facem noi, coborându-ne în noi înșine și așa să întindem mâna. Băgați bine de seamă, spune cuvântul Domnului, cine nu face deosebire, își mănâncă și bea osânda lui însuși. Doamne, dăruiește-ne un discernământ și întotdeauna când stăm la masa Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte, în haine de sărbătoare, cu bucurie, cu reverență, într-o cercetare și vestind și pomenind să așteptăm ziua cea măreață. Așa spune cuvântul Domnului aici. Vestim moartea Domnului până va veni El și ziua aceea este aproape, mai aproape decât am crede noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Rămân la aceste cuvinte și doresc ca tot poporul dimineața aceasta să întindă mâna, să întindă mâna. Și aș vrea să vă reamintesc faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu desăvârșit. El nu face lucruri jumătăți de măsură. El este da și amin în toată lucrarea Lui. Când sufletul nostru intră în contact cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, are viață, Duhul nostru tresaltă și trupul este vindecat, slăvit să fie Domnul, prin credință. Dumnezeu să ne binecuvinteze în felul acesta, să stăm înaintea Domnului mulțumindu-i. Amin.